Terenul sintetic din cadrul complexului BTT din Câmpul Lung Moldovenesc va găzdui în perioada 10-23 august cea de-a doua ediție a campionatului municipal de mini-fotbal Câmpul Lung. Înscrierile echipelor în competiție se pot face până vineri, 7 august, iar conform regulamentului stabilit de organizatori, fiecare echipă poate înscrie în competiție un lot de minim 10 jucători, în care se pot regăsi maxim 3 jucători legitimați la nivelul ligii a doua sau a treia. Turneul se va desfășura după regulile jocului de mini-fotbal, cu echipe formate din 5 jucători de câmp plus un portar. La final, primele 3 clasate vor fi recompensate cu 4.000 de lei locul 1, 2.000 de lei locul 2 și 1.000 de lei locul 3.